Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Guvernul este obligat să prezinte transparent toate achizițiile făcute sub masca stării de urgență. PSD va înființa o nouă comisie de anchetă parlamentară, al cărei scop este obligarea guvernului să prezinte public toate achizițiile din perioada stării de urgență destinate combaterii epidemiei și să investigheze neclaritățile financiare apărute în această perioadă. Această comisie de anchetă este absolut necesară, în opinia mea, deoarece întreaga campanie de achiziții a fost făcută de stat cu preponderență de la clientela Partidului Național Liberal, așa cum a relevat mass media. Societatea civilă a cerut în repetate rânduri administrațiilor centrale și locale să facă publice informațiile privind achizițiile efectuate în cele două luni de stare de urgență, iar Partidul Social Democrat vine în întâmpinarea acestor solicitări prin constituirea respectivei comisii de anchetă. Există numeroase suspiciuni cu privire la modul în care au fost acordate diversele contacte din fondurile publice, contracte din fondurile publice sub pretextul stării de urgență. O analiză sumară a informațiilor apărute în presă despre acest subiect arată că valoarea contractelor făcute de guvern și clientela Partidului Național Liberal cu materiale sanitare de protecție se ridică la peste 41 de milioane de euro. Este o cifră uriașă și cred că fiecare român trebuie să știe cu exactitate destinația acestor bani în contextul în care sprijinul concret pentru oameni în această perioadă a fost mai degrabă inexistent. Mai mult, guvernul a dorit extinderea achizițiilor fără licitație și la alte produse sau servicii care nu aveau nicio legătură cu pandemia de coronavirus, iar în starea de alertă, nu doar în starea de urgență. În consecință, consider că este vital ca românii să cunoască adevărul despre achizițiile făcute de guvern, deoarece sub paravanul situației epidemiologice grave din țară s-au desfășurat o serie de acțiuni la limita legii sau chiar cu încălcarea acesteia. Din respect pentru opinia publică și respectarea adevărului, această comisie parlamentară de anchetă trebuie să-și înceapă activitatea cât mai urgent. Vă mulțumesc, deputat PSD Dâmbovița, Georgeta Carmen Holban.